Bun găsit, dragii noștri urmăritori ai canalului de YouTube, iubitori ai sportului și cei care deja cunoașteți Universul Eric Sepp. După cum bine știți, din data de 1 decembrie a fost o mare unire și pentru noi de a fi difuzați în fiecare zi de marți și joi de la ora 20 pe canalul de YouTube cu emisiunea Fight Club. O ediție specială se anunță astăzi pentru că ne apropiem cu pași repezi de gala Next Fighter All Stars ce va avea loc în 11 decembrie 2023. Însă până trecem la momentul mult așteptat de a prezenta invitații, amintesc pentru început sponsorul principal Las Vegas și în aplauzele dumneavoastră, prefericitul Ionuțato Direstei. Bun găsit tuturor! Sunt foarte fericit la această seară pentru că avem doi invitați și până să-i prezentăm o să vreau să lăsați un comentariu după ce îi prezentăm, că după aia nu o să știți despre cine e vorba. Cu cine credeți voi că o să câștige această confruntare? Vor fi main event în gala Next Fighter All Stars? Îl voi prezenta eu pe primul invitat. Doamnelor și domnilor, în colțul albastru-roșu, încă nu știm, Robbie Mund. Bună seara tuturor! Bună seara, Robbie, bine ai revenit! Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație. Și noi ne bucurăm să te avem alături și că ai revenit în emisiunea Fight Club. Și după cum a spus Ionuțato Direstei, dacă tot vorbim de main event, este și adversarul lui Robbie Mund în această seară la Fight Club. În stânga mea, dreapta dumneavoastră, a făcut furore în Eric Sepp. Sper că e vesel, bucuros de acest meci cu Robbie Mund. E vorba de Ovidiu Neveu. Bună. Bună seara și bine salut, ai revenit, Ovidiu. Vă salut pe toți. Pari supărat? Puțin obosit. Obosit? Eu te văd puțin timorat. Îți este frică de acest meci? Foarte frică. Tremură chiloții pe mine. Nu, te-am văzut așa timorat, mai tensionat, mai încordat, se apropie meciul. Da. Cum zici tu? De ce nu ai participat în meciul trecut, Emil? În gala trecută, pentru că a fost foarte disputat meciul vostru și și-au dorit foarte mult să vă vadă. Bine, păi acum... cum a zis adversarul meu, că știe totul despre mine, știi? Dar ba cu penisul, ba cu testiculul stâng sau cum pe amândouă. Robbie, crezi că i-a fost frică de meci și nu a fost bolnav, așa cum a susținut el? Mai am zile în care tind să cred că a fost într-adevăr bolnav și am zile în care tind să cred că nu a fost bolnav și că tot a fost doar o manevră. O să vedem acum, pe data de 11 decembrie, sper că se va prezenta, va fi meciul și o să vedem ce deznodământ va avea acest meci. Încă ai suspiciunea că Neveu nu se poate prezenta la cântară sau la meci? Păi, uite, îți spun, din experiență spun, adică eu cred că am vorbit și data trecută când a fost invitat, am avut un deja vu, da, când m-a sunat Sebastian Vieru, promotorul galei și mi-a spus, băi, Robbie, fii pregătit că adversarul tău nu luptă. Eu am mai pățit o chestie din asta, când a luptat în primul meci. Tot așa am fost sunat la ora 12 înainte de gală, vezi că nu luptă pentru că știți voi toată povestea, n-are rost să intrăm când a luptat cu Iancu. Deci astea deja sunt niște tipare, din punctul meu de vedere. Așa s-a întâmplat și atunci, Ovidiu, când ai avut meciul cu Iancu? Nu știu nimic. Dar există probabilitatea să renunți înainte de meciul cu Robbie? Nu există așa ceva. Tu te-ai supărat puțin pe mine că data trecută am zis că ai avut 3 înfrângeri, crezi, nu? Două înfrângeri, scuză. Și ultimele nu am menționat de victorie. Ai zis ultimele două înfrângeri, da, chiar m-am supărat. Da, exprimare. Dacă ești aici în Eric Sepp și ești de atâta timp, ar trebui să știi orice despre fiecare luptător. Nu? Eu atunci nu m-am referit că prima dată ai fost învins, apoi că eu am spus doar de înfrângeri pentru că era o întrebare care se preta să-i adresez. Vine așa, după două înfrângeri, așa ai zis, vine după două înfrângeri. Mă rog, care eu nu vin. Să zic, nu mă rog, așa, pentru că am și eu susținătorii mei, acum sunt văzut și eu de o țară întreagă, nu există, mă rog. Oamenii să știi că nu se schimbă dacă te susțin de la început. Pentru mine contează că vin după o victorie și o înfrângere. Okay, poate pentru tine ești așa, zici ce vrei, dar pentru mine contează chestia. Am înțeles. Hai să vorbim un pic despre meci. Că ăsta este cel mai important în momentul ăsta. E da? Despre... Cum vezi lupta ta cu Robbie? Pentru că, în primul rând, aveți un regulament de box, de brațe, cu mănuși de MMA. Nu aveți reguli de MMA. De ce nu ai acceptat o luptă cu Robbie pe reguli de MMA? Păi eu cred că tu știi despre tot ce e în spate. M-a sunat Sebi. Pe tine să Sebi m-a sunat și mi-a zis, vrei să lupți cu...
Robi Mund pe brațe și la aceleași kilograme, m-a întrebat ce kilograme aveam în momentul ăla și i-am spus atât. Și a zis, hai să mai urci atât, 2 kilograme și alea 77, aveam 75 sau 74, ceva de gen. E ok la 77 și i-am zis da. Atâta tot, am acceptat. Mi-a oferit suma care trebuia, mi-a convenit. Asta s-a întâmplat. Dar de ce nu ai acceptat pe MMA? Păi dacă așa mi-a oferit din prima. Așa a fost, așa da? A venit oferta da? Din prima. Așa a venit? A zis, nu știu de ce s-a venit așa. La un moment dat pe TikTok, pe live-urile tale, comentai că nu vei lupta cu persoane care sunt albe în barbă, gen eu, Robi și așa mai departe. Și uite-te acum main event cu o persoană care totuși este albă în barbă. Are 48 sincer, de ani. Ce părere ai despre nu asta? Nu aș fi luptat cu el, vă zic sincer că știu ce caută audiență și alea să și vede. Vizualizări pe YouTube, TikTok, live-uri și bani și să fie cunoscut, are câte are, nu-l cunoștea nimeni. Cred că e prima dată când e main event în viața lui. Și de-aia, nu i-aș fi făcut chestia asta, să-i dau, că oricum îl bat. Ai. Dar mi-a oferit o sumă, Sebi, care e ok pentru mine. Și am acceptat. Am înțeles. Robi, practic sportul de contact de o viață întreagă. Exact, de la vârsta de 3 ani și jumătate. Ce crezi că demonstrezi dacă îl învingi pe Ovidiu Neveu? Bă, nu demonstrez nimic, eu demonstrez ce fel de persoană este. Pentru că el m-a provocat de la emisiunea Q&A din meciul cu Iancu. Dacă țineți minte, a zis să-i sar și pe antrenorul lui în sus. Și a zis a doua zi, hai luptăm. Și după aia a început, nu, că și-a dat seama ce-i sportul. E ușor pentru tine care practici sport de contact de viață să spui, hai da, luptăm. Da, e foarte ușor, dar mie îmi place dacă cineva vine și mă provoacă, da? Dacă cineva vine și mă provoacă sau dacă cineva vine și face niște înjurii la adresa mea, pe atunci stai în spatele cuvintelor. Mi-a provocat, demonstrează. Fii asumat și... Fii asumat, pentru că... Toată lumea zice, băi, dacă e bătaie să te lași de antrenorat, mă, e un sport. Și dacă iau bătaie, iau bătaie, eu iau bătaie, nu iau cei din jurul meu. Da? Slabe șanse să iau bătaie, 1% doar dacă mă accidentez că alt strâng bătât. Da? Tot zic să te lași, băi, dacă astăzi se închide Eric Sefu, spre deosebire de adversarul meu, da? Dacă astăzi se închide Eric Sefu, viața mea continuă exact la fel. Eu nu fac bani din vizualizări, nu am o grămadă de vizualizări, nu sunt monetizat pe TikTok. TikTok-ul am din, YouTube-ul am din 2006, banii mei provin din sală, da? Eu am cea mai mică bursă în RXF și acceptat-o, nici măcar n-am stat un minut să stau, nici o secundă cu Sebastian să vin să zic nu mai punem niște bani, nu, pentru că pe mine m-a interesat să-l prind, să nu mai aibă el niște adversarul meu, da? Să nu mai aibă nici... Bă, dacă mică, vrei, te bat și acum, te nici, bat. Nici o mică portiță prin care să scape, pentru că... Da, el a venit și așa de frică i-a fost încât după data de 1 noiembrie când n-a venit la luptă, am zis, băi, nu mi se pare corect, am făcut slăbire, am ajuns în categorie, să mai slăbesc tot eu, să mai mențin categoria, hai să luptăm la 80. M-a sunat Sebastian Vieru la 2 zile și a zis, Robi, nu vrea să luptă, dacă nu luptați în 7-7 jumate, nu luptă. A zis, bine, mă lupt în 7-7 jumate, numai să fie meciul, să nu mai acord nici măcar o portiță de scăpare, pentru că... Caută, el caută. Dar ce eforturi ai făcut ca să ajungi la greutatea asta, Robi? Că știm deja posturi intermitente și multe. Eu când m-am apucat de post intermitent am avut 107 kg, nu se știa încă de meci, nu era în vizor meci. M-am apucat pentru că am eu o hernie de disc și mă deranja hernia de disc. Când m-au sunat cei din Eric Sef, aveam în jur de 93-94 de kg și de aceea am zis, ok, nu-i problemă, scad eu în 7-7, cam 3 luni și așa s-a și întâmplat. Am fost în categorie data trecută, dar am fost doar eu cu cântarul aici. Uite, mi-a dat culiță stârpă acum, falul, dar nu știu de ce. Vezi? Vezi? Chiar acum, în momentul ăsta. Ai declarat, Robi, că vrei să arăți ce fel de om este Neveu. Nu crezi că el arată ce fel de om este prin emisiunile noastre, prin live-urile lui? Ba da, numai, vezi tu, foarte multă lume îl crede din cauza alimentației naturale pe care o are, da, explodează coșurile pe spate, toată lumea crede că este foarte puternic. Adică este vrei foarte... să susții că el se dopează? Da, mă, te bați cu mine acum să-ți arăt că sunt puternic. Da, că se dopează. Da, să... Bă, vere, tu vorbești mai prost, mai și juri, am mai făcut la chipul ăla, zici că nu juri. Uite-te la ce coșuri are pe piept, pe spate și din câte știu eu, Lache nu este o înjurătură.
Dar ce e? La final, ce e? Nu e jurătură. Dar tu nu jignești. Nu e jignire. Când te-ai jignit până acum? Când te-ai jignit? Tu n-ai jignit până acum. Dacă vreau, te fac ou și oțet, dacă vreau să mergem pe dar meciul pe care l-a avut, de exemplu, cu vorbește frumos, că ți-am vorbit frumos la acum. Poftim? Da, meciul pe care l-a avut. Toate meciurile lui sunt foarte slabe. Adică nici și cu justițiară zice că a câștigat. Măi, dacă tu joci fotbal și 89 de minute sunt în terenul lui Ionuț și Ionuț în minutul 90 îmi dă gol, cine o câștiga meciul? Cine au câștigat meciul? Ionuț. Cui au ridicat mâna în meciul cu justiția? E adevărat, eu mă gândeam că vor, adică tu ca și antrenor, să zic, da. Văzând din exterior lupta acum de curs. Pentru mine, până acum n-a demonstrat nimic în niciun meci. A venit când eu vorbeam încă cu el, da? Vorbeam cu el și a știut că trebuie să lupte în categoria de 84 de kilograme cu Iancu. Și a zis pe live-ul, nu, eu vreau să scad, să fiu 10 kg sub Iancu, că atunci când îl bat pe Iancu, să am 10 exact cum a avut Iancu cu Ricardo. Și acum tot dă toate TikTok-urile lui, băi, eu m-am bătut cu adversari mai grei ca mine. Păi și nu e adevărat? Păi nu, pentru că tu ai avut categoria de 84, dacă tu ai venit la 75, e problema ta, nu e problema noastră. Nu mai da cu chestia asta că... Eu rog frumos să nu ridici tu. Nu mai da cu chestia asta că m-am bătut cu adversari mai grei, trebuie să lupte cu mine. Și ți-arăt ce înseamnă categoria la fel. Până să lupte cu mine, m-a făcut pensionar, m-a făcut bătrân, m-a făcut în toate felurile. Eh, din momentul în care s-a anunțat lupta cu mine, mă face profesionist, adică deja se pregătește pentru... Trebuie rămâinile. Pentru cum o să piardă. Da, într-adevăr, întrebă... Știi ce trebuie să fac? Să fiu calm. Am deja nervi, că am prea multe antrenamente, înțelegi? Trebuie să fiu calm și când... Unde te antrenezi Ovidiu acum? Unde te antrenezi? Cu Cezar Gheorghe. Super Combat. Acolo mi-au bătaie, de la toți profesioniștii. La bătaie. Cine a venit acum, dacă e bătaie de la profesioniști, mă scuz, colega mea, sper să nu-i bătaie și de la Robin. Păi ce el e? Ce e? Cușcă. E profesionist, dar pă, altceva. Vedem pe brațe cum stă și kilogramele la fel. O să-ți fac viață grea, crede-mă. Abia aștept. A fost și mai acolo să mor. Și pe data de și pe data de murim acolo, murim acolo, o să mor. Tu bineînțeles că o să murim. Uite, într-un cap ăla că nu mai știi de capul tău, credem. Au. Tu dacă nu poate să mi întreb un pumn la aici sub barbă să mi dai sunt că altfel să mor, nu-ți umplu capul numai cu pumn, crede. Față de celelalte meciuri pe care le-ai avut, te simți așa mai răit și mai pregătit? Ovidiu, față de celelalte meciuri acum te simți mai, nu știu, răit, mai pregătit pentru meci? Deci am trecut eu 3 luni de zile, nu doresc la nimeni. Da, dar uite, asta e o dovadă de ambiție, că ai vrut să te pregătești pentru meci, deci cumva nu te-ai lăsat, sau să zic că te-ai culcat pe ideea că intru în cușcă cu Robi și mă mai pregătesc. Mă duceam acasă, ca să dau un exemplu, să mă pun în pat și când făceam așa, mă doreau creierii din cap, de la pumnii luați. Că și de ce totuși... Eu nu fac de 50%, domnul Cezar nu m-a pus să fac de 50%. Niciodată. Deci era dar lui a fost sparing, sistematic. Da. Când venea el, că nu vine întotdeauna, toată săptămâna, când venea el, le făcea semn să mă intre la bătăie rău. Ce consider că te-a învățat maestru Cezar Gheorghe? Ce consider că ai progresat în tot acest timp în care te-ai antrenat? Deja nu mai vorbim de Ovidiu Neveu de la început, vorbim de Ovidiu Neveu care are niște lupte în spate. Păi în primul rând, cred că știe și Pitbull, că e o viață în sportul ăsta. Eu când dădeam un pumn, îl dădeam din braț. Acum îl încarc și eu de număr, din corp, în alea, intră altfel, e dublă puterea asta sau triplă. Ai mai avut accidentări la antrenamente? Mici accidentări, da, la spate, la alea, dar s-au refăcut cu masaje. Am văzut că ai un susținător de bază pe fratele tău, care tot timpul te însoțește la lupte, la antrenamente. Toți frații mei mă susțin, dar el stă tot timpul cu mine, Sergio. Zis Iisus, e tot timpul cu mine, în spatele meu. Foarte frumos. Dacă nu e El, cine să fie? De ce se zice Iisus? Iisus? Pentru că e norocos în orice. Și are și pletelele frumoase. Ok, am înțeles. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Dar pot să mai zic doar ceva mic, scurt? Să spun de 11 decembrie că e gala Next Fighter All Stars, parcă văd, nu pot eu să le citesc. Când va fi gala, când luptă Neveu, când va fi gala, când luptă Robi, când o să fie acest meci? Vă anunț acum oficial. Pe 11 decembrie, la Circul Metropolitan București, are loc această gala Next Fighter All Stars. Main eventul este format din Ovidiu Neveu și Robi Mund, un meci foarte așteptat de data aceasta, o să-l vedeți. Dacă vreți să fiți fizic,
alături de dumnealor și de stafful RXF și ceilalți luptători. Bilete găsiți pe entertix.ro, iar dacă distanța e prea mare, nu puteți veni fizic sau va fi un sold out, puteți să cumpărați pay-per-view de pe rxf.ro și gala poate fi urmărită live. Vă reamintesc, după cum a susținut chiar domnul avocat în cadrul emisiunii Fight Club, respectiv promotorul Sebastian Vieru, piratarea acestei gale se va pedepsi ca atare. Să nu uităm că în gala RXF cu numărul 45, mai bine de 210 persoane de cele 240 au fost prinse în urma piratării și s-a rezultat cu dosar penal, așa că nu ne dorim astfel de neplăceri și v-am fi recunoscători pentru respect și pentru cei 6 euro pe care îi plătiți sau 3 euro, 3 euro, exact, da. Pentru că atunci în săptămâna aceea la prețul acesta va fi. Luăm publicitate și revenim. Tombola Las Vegas vine cu premii ce îți vor lua răsuflarea. Ai șansa să câștigi lingouri de aur, o vacanță de vis și un Mercedes-Benz E300E. Intră acum în competiție și fii unul dintre norocoși. Până la 3.000 de lei și 231 rotiri gratuite bonus de bun venit la înregistrarea pe lasvegas.ro. Revendică-ți cadoul și nu rata distracția din online. Bucură-te de victorie cu bonusul de bun venit pentru pariuri sportive. Îndrăznește să joci pe lasvegas.ro și vei primi până la 900 de lei la primele tale 3 depuneri. Ești gata pentru o aventură de neuitat? Descoperă lumea întunecată a vampirilor din jocul Vampire Knight și lasă-te recompensat pentru curaj pe lasvegas.ro. Ești pregătit să devii următorul rege al câștigurilor? Fii cu ochii pe coroanele strălucitoare din Shining Crown și bucură-te de premii la cel mai popular joc pe lasvegas.ro. Decembrie, primul Next Fighter cu public. Aducem împreună cei mai tari combatanți din universul Next Fighter, care vor lupta într-o seară incendiară. Iată doar câteva dintre meciurile pe care vi le-am pregătit. Main Event, Robbie Mund vs. Ovidiu Nebeu, Lucky vs. Fakiru, Matei Cucoaneș vs. Raul Dan și mulți alții. Te așteptăm la Circul Metropolitan din București pe 11 decembrie. Biletele disponibile în rețeaua Intertix. RXF, powered by Las Vegas. Sportul înseamnă putere. Mișcarea ne oferă fericire. Împreună putem schimba vieți. RXF, născut din pasiunea pentru sport și viață sănătoasă. Love.
locul unde găsești echipamente din galele Eric Saf, tricouri Eric Saf Streetwear Collection, accesorii cu branding Eric Saf. Cumpără acum accesând magazin.ericsaf.ro. Eric Saf Live. Urmărește live galele Eric Saf. Înregistrează-te în contul tău Eric Saf și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul Eric Saf. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. Eric Saf. Am revenit de scurta pauză de publicitate. Deja Ovidiu și-a schimbat starea, e mult mai zâmbitor, mai cu haz. Așa și trebuie. Când vii aici, trebuie să știi ce faceți prietenii mei dragi. Am venit la mine acasă, în platoul Eric Saf. Când faci antrenamente multe, crede, nu mai pot. Da, corect. E într-o conexiune și în aceeași educație. Ce ai vrut să zici de cu nu te lași pe pauza de publicitate? Păi, de ce te iei de mine în continuu? Ai ceva cu mine personal? Vrei? Provoacă-mă în cușcă, e cușcă acolo, ne batem și care e mai bun, gata, hai. Conferință, tu cei care ai inventat Eric Saf. Eu am fost acolo și ți-am pus cele mai incomode întrebări și chiar m-am luat de tine. Și m-am luat de tine pentru că aveai o atitudine foarte sfidătoare și foarte încrezătoră în tine și tu nici măcar n-ai făcut cunoștință cu cușca, să intri în cușcă, să vezi cum e să lupți. Așa, dar ce vrei să zic? Când intru în cușcă, ce vrei? Bă, mă duc în două și gata, nu? Acum după trei lupte deja, știi cam cu ce se mănâncă, te antrenezi și tu de vreun an de zile, putem vorbi un pic diferit, da? Dar unde văd eu că ai dreptate, te las în dreptatea ta, dar unde văd că nu ai dreptate, mai au de tine și încerc să-ți explic. S-au luat toți, mai ales la început de mine și toți prezentatorii. Hai, nu exagera, nu face, nu generaliza. Că eu îți trimiteam filmulețe de la spectacole să, cu copiii, că așa te plac. Dar și eu ți-am zis, ultima emisiune, ce ți-am zis? Că ești singura care e imparțială. Da, eu n-am zis că nu, sau că a vorbit Ovid de vecut. Dar în tot timpul ăsta, în Eric Saf, îți dai seama, mai și greșești, trebuia să o înțeleg și eu. Dar sunt puțin recalcitrant, v-am zis acum. Nu-i problemă, eu n-am spus, ai văzut că eu ți-am cerut și eu nu vin din sportul ăsta. Dacă am vorbit necorespunzător, îmi cer iertare, n-am fost de politicos. Eu n-am făcut toată viața sport, știi, și vin după stradă și la antrenamentele astea care mă pune 100%. Rămâi conectat așa. Rămâi, tu ai pe arătură puțin. Am nervi tot timpul și... Robi, cum crezi că va arăta lupta ta cu Ovidiu Neveu pe brațe, pe regulament de box? Prima repriză, hai să o luăm așa. Se va termina în prima repriză? Nu se va termina în prima repriză, nici nu-mi doresc să se termine în prima repriză. O spun aici în mod public, clar, îmi doresc să-l fac pe Ovidiu Neveu să se ceară acasă din meci. Și dacă nu o să reușesc în primele două reprize, poate dau knockout în a treia. Tocmai asta e pentru că sunt în... Să faci sport este exact opusul a ceea ce zice el, adică tu când vii acasă de la un antrenament nu mai ești nervos, ești super liniștit, toți nervii ți-i dai acolo în antrenament, cu cât e antrenamentul mai tare, mai puternic, ești mai calm acasă, este exact opusul a ceea ce ne descrie el aici, să fii sportiv, da? În acest meci am o mare încredere în procesul acesta care se numește antrenament. Antrenorul meu este unul dintre cele mai bune produse din boxul românesc, din cel mai bun produs în boxul românesc din ultimele 15 ani, olimpic, Bogdan Jorătoni. De ce n-a câștigat Ian Cudar? De ce n-a câștigat? O să-ți explic așa din... N-a câștigat Iancu? Pentru că Iancu a avut niște încărcături emoționale care l-au făcut să dea undeva la 60% din el. Este sport, Iancu s-a dus înainte, s-a dus și în a doua repriză și în a treia repriză, a dat ce a putut el mai bine în seara, așa a arătat, asta a fost meciul. Nu se ascunde nimeni, nu cere nimeni să venim să zicem că ne pare rău, că am dezamăgit. Nu, n-am dezamăgit. Eu zic simțel, foarte eu... multă lume, ești dezamăgit de Iancu? Nu, nu sunt dezamăgit de Iancu, de ce să fiu dezamăgit? Asta a putut, s-a dus, a arătat, a demonstrat că are dorință de a câștiga, a luptat cu un profesionist. Pentru că George Zanoaga se antrează de 15 ani, are meci, a luptat cu profesionist. A zis deci, toată lumea și a practicat vreo 6-7 ani, din care pauză vreo 6-7. Nu contează, exact la fel cum el mă face pe mine. Stai un pic, exact la fel cum el mă face pe mine profesionist și n-am practicat box. Sunt la primul meu meci de box. Ai MMA. La MMA nu dai cu pumnul, știi, la MMA știi să dai cu pumnul. Și să dai, dar poți să iei înclin, să duci jos. Da, da, oricum strictul necesar, ziceai, ai luptat, ai luptat la profesionist, ce înseamnă?
în MMA. Ce habar de lupte. Zi, la MMA e program. Te văd cel mai tensionat de până acum, nu știu ce se întâmplă. Se apropie 11 decembrie. Se apropie meciul și se apropie 11 decembrie. Probabil că doza de steroizi e un pic mai mare și atunci e de nervi, știi? Hai să vezi. Facem niște alea ca să vedem care bagă. Nu facem, pentru că eu sunt un sportiv și o să facem care o dată de 11 decembrie. Cum ai slăbit tu așa? Uite, ți-arăt eu cum am slăbit. Uite, ți-arăt aici. Se numește Zero. Vezi, este o aplicație. Și uite, exact aici îți spune de când am plecat ultima dată, da? Fii cu minte, cine te crede? Fii atent. Uite, am eu pentru tine. Mergem și facem test acum, astăzi. Așa. Test de sânge. Și dacă ies eu cu steroizi sau dacă ești tu cu steroizi, ăla care pierde, ăla care are în el băgat steroizi, dă 30.000 de euro. Să-ți dau, să dea 30.000 de euro? Aha, nu mai știi să vorbești. Hai. Hai să vedem, dă-ți jos tricou și arată-ne spatele, să vedem ce cratere ai pe tine. Păi ce sunt eu, curva ta, să mă dezbrac? Păi nu, dar uite-te acolo, acolo se văd steroizii tăi. Cine stai de vorbă? Acolo se văd steroizii tăi. Zic, ești mort să moară familia mea de nu te sparg în meci. Dar asta e o regulă robică, dacă ai pielea mai... De obicei, când te folosești de substanțe... Eu întreb pentru că poate să mai ești curio, eu nu știu. Când folosești substanțe interzise, steroizi, îți apar acne pe corp. Asta este unul dintre cele mai... Acneele, stare de nervozitate, sunt astea, sunt stările care ți le oferă... Nervos așa am fost tot timpul de la început, nu? Eu nu te-am văzut niciodată așa, la nicio emisiune. E în premieră. Mai sunt și momente. Bine, acum poate să fie la Ovidiu și foarte emoțională că a fost supărat. Și se zicea, ce se simți frunzele de la morcov? Exact. Eu, Pitbull, auzi, am motivele mele, le-am și spus de ce. Da, la el s-a acumulat și asta. Sunt supărat aiurea? Dacă eram supărat aiurea, da. Eu sunt așa cum sunt, natural. Dacă am nervi acum, îi am și îi descarc și vorbesc. Nu vreau să joc falsitate cum eu ies pe acum. L-am întrebat pe Robi cum vede lupta ta cu el sau a lui cu tine. El mi-a răspuns, tu cum vezi lupta ta cu Robi din prima repriză? O să-i fac viață grea. Grea. Prima repriză. Eu sunt antrenat pentru 3 reprize să-ți dau din brațe. Crezi că îl vei dobora în prima repriză? Eu cred că în primele secunde. Eu mă duc la bătaie meciul ăsta, orice ar fi. Eu ăsta sunt. Vezi cum sunt nervos, nu? Gândește-te la meci. Nivă fața asta care m-a făcut lache și m-a făcut în toate felurile și mă denigrează pe toate TikTok-urile și pe live-uri. Ovidiu Neveu, crezi că Robi vine să-mi bea suc cu tine în cușcă sau... Lasă, Pitbule, că mai vedem. Tot la luptă. Oricum mi-ai dat așa o poziție întotdeauna de minus mie, înțelegi? Oricum. Ca să-mi dai focuri, ca să... Vorbesc să mă enervez, așa știi? Eu sunt imparțial. Păi că știi când mă enervez, eu tu ai și tu strategia ta, patinezi pe creiere multe. Dai foc ca să, să fac eu audiență aici, știi? Îmi dă foc ca să fac eu audiență, Bradi. Are și el pe ale lui. Adică îl prinzi acolo, știi, și îl zice. Aia nu mai pun eu botul de acum, trebuie să zâmbesc de acum. Nu am patinele la mine. Bravo, bravo, asta e. Nu mi-au luat patinele la mine. Ce? Nu mi-au luat patinele la mine. Hai să vorbim și de sală. Cine o să fie alături de tine? La ce prieteni te aștepți că vor veni fizic acolo? Bănuiesc că o să vină, nu? Colegii mei. Mai ales că e prima gală cu public. Toată lumea, ți-ai seama, pe s-a susținut. Și George vine, și Alex, și... Dar și tu l-ai susținut pe George la meci. Din ce mi-amintesc că ai venit la o emisiune și ai spus orice s-ar întâmpla, frații eu nu-l susțin pe Iancu atunci, cred că capul. Și eu îl spun, nu că neapărat de Iancu, oricum îmi plăcut, era prietenul meu George și îmi place ca și caracter și el și frate. Eram obligat să-l susțin, obligat. Dar la să modul... știi că eu nu cred că nici Iancu ar fi avut ceva cu tine chiar și după meci atunci, dar probabil lucrurile au degenerat. Bă, situația dintre noi chiar știi unde s-a schimbat. Că eu chiar am fost la ei acasă, a zis eram că eram, ne înțelegeam bine după toate astea și după toată vorba aia, chiar au fost oameni ok până la un moment când m-au acuzat că am furat safe. Atunci m-am schimbat și eu, că nu pot să mă denigrez în halul ăla, eu nefăcând nimic, pușcăriaș, că am furat safe-ul 300.000, e normal să nu mai înghit nicio. Care safe? Am furat eu safe-ul lor de 300. Safe-ul o culiță, știi că i-a dispărut un safe din casă la... După toate astea, rămăsase tot ok, înțelegi? Deci hai să ne mai vedem, să mai vedem. Deci de ce râzi? Mai despre azi, pe mine mă distrează. De ce râzi? Dar tu știi de povestea cu safe-ul și că l-a acuzat Iancu pe Ovidiu? Mă, eu știu chestia cu safe-ul. Eu am fost întotdeauna, toată lumea m-a întrebat, am fost în afară de subiectul ăsta, nu este un subiect care mă... pe mine...
nu vreau să mă implic, nu m-am implicat. Că nu știi și da, corect, atâta timp cât nu... Te-a acuzat Iancu personal, culiță, sau nu, au presupus eu chiar vorbeam și cu Getuța în privat, și cu mama Geta, și cu el, cu Iancu vorbeam. Și deodată văd cum ar fi vlogul azi. Ia uite, că neveu e așa, că neveu a făcut pușcărie, că neveu... Multe altele, că neveu a furat seiful ăsta, nu are cine altcineva, că el a fost aici. Ah, ok, deci nu a vorbit sau te-a sunat dacă... Nu, că dacă era mă sunat sau ceva, dar eu încă vorbeam cu ei, asta era deranjabil pentru mine și m-am supărat. Că încă vorbesc cu voi în privat și vorbiți dulce, frumos, tot ok, mai vii sau ceva de gen. Și după îmi zici și pe online tu o faci de asta, urâte, am purat eu seif. Dacă era să fur, eram și la pușcărie acum, s-a văzut, nu? Urât. Îți mai dorești o revanșă cu Iancu? Eu întotdeauna, dar la aceleași kilograme. Bumbat. Nu e problemă. Ți-am zis, o să fac o mare pauză. Nu mai, nu contează nici banul, nici ăștia la mine. Dacă nu ești caracter cu mine și nu ești corect, eu mă delas. Nu pot să stau, nu sunt caracter să stau acolo unde, la o masă cu cineva care știu că nu-l suport și că să merg fals. Nu, ăsta mi-e caracter. Bine, ăsta nu știu că va fi asumat. Explică în ce înseamnă nici banul, nici ăștia la mine. Ca să înțeleg și eu că un român... Ho, mă, corectul, că ești evreu, nu știu corect testul pe mine, că tu ești evreu. Eu măcar am trăit în Elveția și în Italia. De-aia sunt semi-analfabet. Ai auzit? Eu nu am înțeles exact ce am vrut să spun. Nu vine, așa pe... A fost mai rezervat în declarație. Încerc câteva pe încerc, dar pierd. Adică nu reușesc să-l urmăresc. Cântă la altă masă, dacă... Păi... Cearcă să-l mă asculti sau gândește-te... De ce te face Ovidiu Neveu evreu? Ai mai... povestind chestia asta la noi în emisiune. Mă, când nu ai mătare cenușire în craniu, craniul ăla care poți pe umeri, cam acolo ți se reduc toate chestiile astea. Tu ai zis că nu jignești. El probabil că știe că am locuit în Israel, nu știe că ai recunoscut pe live că ești evreu, că părinții tăi sunt evrei și uite și tu ce falsitate are în el. Nu știe că eu m-am născut în România, că am făcut armata în România, că am plecat la vârsta de 22 de ani și jumătate, în 98 am plecat în Israel, m-am întors din Israel în anul 2019, că am într-adevăr, am origini, bunicul meu a fost evreu, tata i-a fost evreu, eu am fost botezat, sunt evreu în România, așa sunt considerat. Nu văd chestia asta ca pe o ești evreu, atunci. Da. Păi eu și eu ți-am zis, ești evreu. Adică nu văd ca o jignire. Peste tot, inclusiv în Israel, am avut în sală drapelul României. M-am simțit român peste tot unde a fost. Dintr-o dată ajung aici și vine vorba aia, un lac e să vorbească așa. Ca să zic și eu, să-i răspund acum, nu? Adică totuși există niște lucruri care... Ovidiu Neveu, nu le pot înțelege. E un lucru rău că e evreu, e ceva rușinos. Dar am zis eu asta, m-am zis că mă bag cu un evreu, atât. Dacă insinuează el, păi de ce l-ai atacat pe chestia asta? Deci, eu mă bag cu un evreu, am zis că mă bag cu un străin. Care-i treaba? Care străin, mă? Care străin? Tu când ai venit prima dată în XF, avea acolo drapelul Elveției. Ești evreu? Avea steagul Elveției. E așa m-a pus RXF, vina mea? Hai să spun ceva. Așa m-a pus RXF, vina mea? Hai să spun ceva, să-ți fac ordine în cap. Toți care ne-am născut în România suntem români, da? Avem pașaport românesc, avem buletin. Ai sânge de evreu. Ai sânge de evreu. Ai dreptate, nu trebuie să-ți explic că degeaba. Intră pe urechea și așa grav. Nu e, nu tot o bați pe chestia asta. Măcar nu să recunosc că mă stic. De ce? Evreu, albanez, marocan. Nu are nicio relevanță că sunt obișnuit să strig. Dacă am zis eu chestia asta că mă bat cu un evreu, ce înseamnă? Vreți să vă aruncați pe mine așa ca să... Păi tocmai asta te pun pe tine să ne explici. Care, adică fă și pe mine să... Vin o grămadă de oameni, vin la mine pe TikTok, fanii lui. Ce face vreule? Și întreb, bun, explicați-mi, ce trebuie să mă supăr, mă jigniți? Nici măcar nu știu să-mi explice. Păi să vede că te super. Dacă te întreabă și te face evreu, să vede că te super, nu? De ce, mă, că eu te întreb? Păi te rușine cu naționalitatea ta cu astea, nu adică trebuie. Mă jignești, trebuie să mă simt jignit, trebuie să mă simt supărat. Eu ți-am zis, mă bat cu un evreu, mă întreabă lumea, cu cine te bați? Cu un evreu, punct. Am zis ceva jignitor, e jignit? Se vrea să se simtă bine că are un meci internațional, dacă vrei. Fii atent, atunci hai să spui ce... Nu trebuie să mă strici pe numai, așa poți să vii, dacă vrei să fie meci... Cu cine te bați? Cu un evreu, așa zic. Ai valoare. Băi, valoarea mea la 47 de ani, 48 câte ani. Valoarea mea este că am o familie, am trei copii care sunt acasă, n-am trei copii cu alte trei femei, nu stau într-o țară ca să vin să fac bani.
Păi tu ai zis singur, nu tu ai zis singur în misiune. Eu? Că ai trei, trei copii cu alte femei. Așa, și ce? Băi, valoarea mea sunt copiii și familia, tu n-ai așa ceva. Eu sunt singur în situația asta, care am de trei. Nu, dar tu ești singurul care ți-a ales să fii în situația asta. Ce? Pentru că tu puteai să stai lângă copii. La răspundere pentru chestiile astea? Nu, mă, dar îți dau valoarea, pentru că mă tu zici la răspundere pe mine valoarea. Asta e valoarea. Valoarea e ce ai acasă, valoarea e ce lași în spatele tău. Tu în momentul de față nu lași nimic în spatele tău. Nu te vire de aici. Tu mai bine te ocupi de copii de pe TikTok și ești rol model pentru ei decât să fii pentru copiii tăi de acasă, mă. Abia aștept. Vine și în 1 noiembrie am fost pregătit. Vine aici. Dacă vine, ți-o tremurat vezi. Niște... Nu, mie mi-a tremurat, știe Sebi, că Sebi nu m-a lăsat, Cezar nu m-a lăsat, ei nu m-au lăsat, că m-au luptat și bolnav cu tine, să exact. Moară familia de la am vrut accident să intru. Accident de muncă ai avut, nu? Ai auzit? Accident de muncă, așa-i? Ce? Accident de muncă ai avut. Problema mea nu te interesează pe tine. Dar am vrut să intru și așa cu tine, ca să știi, dar nu m-au lăsat. Ba. Deci nu te-ai dat înapoi de la luptă, practic. Am vrut să intru și așa, da. A zis doctor și mi-a zis că nu poți să intri, că se poate întâmpla. Mă, așa a fost să fie, să fiți main event în All Stars. Eu cred că lumea se bucură foarte mult. Pe mine chiar deloc. Aș fi vrut deja să fiu trecut de meciul ăsta, pentru că este un pas care aștept să-l fac și după aceea să-l uit. Să-l uit și să-mi văd de viața mea, pentru că pe mine mă cam trage în spate. Ai zis, ai zis în primul rând, nu dai somn în primele secunde, în prima repriză. Acum te-ai schimbat a doua, după aia a treia. Vrei să treci peste meciul ăsta, după aia zici pe like, lasă-l să termin. După zici pe like și dacă pierzi, zici că... Faci mă și dacă pierd, adică stai un pic, a pierdut Mike Tyson, a pierdut Oscar de la Hoya, a pierdut oameni care au fost campion mondial. Ai tentacule, vrei să zici că mă spargi, că mă ălea, îmi dai somn. Tu faci ce vrei în orice secundă, tu crezi că eu ce... Am bat așa? Mă, ești nebun la cap? Bați așa, dar lasă că vedem. Vedem acolo, bă, nu mai zic. Vedem acolo, ți-am zis. Ironizează-mă. Da. Vedem acolo. Fii atent. Să fii pregătit și cu masca de oxigen după tine, să nu-ți explodeze inima. Ce vrei să zici? Că eu n-am gaz acum sau ce? Nu, ai gaz. Terozia care ți-i bagi acolo, ți-am zis-o, că e bine, bine. Bine, o fi strategia asta. De... E bine, bine, ți-am zis. Coșurile alea de pe spate nu-i de la piept de pui. Bine, bine, las. Sau nu-i de la praf de uite, asta e Ovidiu Nevoiu adevărat. Asta este Ovidiu Nevoiu adevărat. Asta este persoana care este așa de... Eu sunt Ovidiu Nevoiu. Exact. Ți-am zis eu, valoarea ta e nervețea, tu știi. Vedem. Și în loc să ai tu timp și probleme de valoarea ta... Încoțești buticul tău? Te agit. Abia aștept. 11 decembrie. Calm. Mai e puțin. Calma umbrei. Sunt foarte calm. Deocamdată tu ești la care a venit aici nervos, că de la antrenamente, că nu știu ce. Mi-am revenit, sunt și nervos și de asta foarte bine. Pe voi. Cine vine să te susțină la meci, Robi? Băi, în colțul meu va fi Iancu, Bogdan Juratoni, Cezar Juratoni, cred. Și cei de la sală. Dar ca public din Deva? Cei de la sală, vor veni oameni de la sală, da. Încă nu știu exact câți, dar... Important e că sunt eu acolo, mă pot vedea și la televizor, și pe live. Când cine dorește este invitat. N-am discutat, încă săptămâna asta discutăm la sală, să vedem dacă vin mai multe persoane, dacă trebuie să ne luăm o mașină mai mare. Oricum, eu de vinerea viitoare sunt în București. Super! Da. Cu ocazia asta, că am adus aminte de luptători, de oameni din sală, vreau să le mulțumesc luptătorilor care s-au mobilizat atât de frumos pentru ceea ce am făcut în prag de sărbători acum, de a oferi o bucurie colegilor mei, lui Ionuț Atodirese și colegilor de aici din spatele camerelor, pentru că am făcut 40 de suflete fericite într-un timp foarte scurt și luptătorii și colegii noștri și stafful ne-a mobilizat atât de frumos și uite, acum de Crăciun am făcut și o faptă bună. Ca să înțelegeți că în universul RXF, cu sponsor Las Vegas, nu implicăm doar încurajarea sportului de contact, ci și a faptelor bune. Eu sunt nerăbdătoare pentru aceste meciuri din 11 decembrie, dar să nu uitați, după cum bine știți, pe 9 decembrie vom fi la Q&A, Question and Answers, cu cei 20 de luptători, după cum bine știți, sunt 10 meciuri, rubricile acelea scurte, ultimele întrebări înainte de acest meci, iar dacă doriți să pariați... Iancu, dacă vrea să facă aici ceva, un RXF trebuie să schimbe antrenorul, pe bune. N-am votat să dea un punct și nici sol, nici alea. Toată lumea a văzut că Iancu trebuie să schimbe antrenorul. Eu n-am nimic cu Iancu și alea. Zi, ne vedem la Q&A pe 9. M-am bătut cu el, are forță și are potențial. Zi, pe 9 decembrie ne vedem la Q&A. Dar el trebuie, dacă ar fi într-o sală șmechere și asta, chiar ar avea... Băi, ne vedem, m-a întrerupt. Scuze. Ne vedem la Q&A pe 9 decembrie, da. Să știe oamenii, ca să-l urmăriți și pe mine vreau și pe toți, și să pariați pe lasvegas.ro pe favoriți. Cu cine l-ai vedea tu pe Iancu antrenându-se? Ăla care avea o legendă așa și alea ca să... care a făcut sport de contact, înțelegi, ca lumea,
și îl cunoaște lumea ca antrenor, ar avea potențial Ian Cuiotic. Păi zic numele unei legende în afară de mine. Nu vreau eu să dau eu. Eu nu mai am voie să antrenez, spune. Uite, și la tine dacă ar fi. Păi nu vorbim de mine. Zic așa, altcineva. E un exemplu. E un unde exemplu, l-ai vedea pe el? La tine. La mine, hai, lasă. Păi uite, vezi, zic, serios. Corect, a zis omul frumos. Serios, l-ai antrenat pe Zenoa, forță, cred. N-ai văzut solid de... Păi nu l-am antrenat pe Zenoa, l-am antrenat pentru primele două lupte. Păi și de acolo n-a rămas învățătura. Asta nu poate spune niciodată. Hai, nu fii și tu modest acum, că asta e realitatea, e ca învățătorul când îți pune stilul în mână, dacă nu ți-l pune bine, scrii. Vezi, eu îți dau calde și tu îmi dai reci, vezi? Cum e viața asta? Da? Vezi, sufletul contează. Bun. Robi, ai vreun regret că l-ai antrenat pe Ian cum? Nu, și că a pierdut lupta? Ai niciodată. Ai, chiar mă bucur că, v-am zis, pot să mă consider prietenul lui. Cei care nu știu cum arată viața lui Iancu și antrenamentele lui Iancu, dau din gură și vorbesc. Culiță cred că și-a dat seama că e pervers cu el și că îl folosește. De ce nevoie interes? De ce interes? Interes că îl bag în toate clipurile, uite așa face, zâmb cu Iancu, veniți pe YouTube, haules, zău. Venim pe YouTube, îl bag în toate clipurile. Dar de ce ai zis de Culiță că și-a dat seama? Am văzut eu schemă, dar ce dacă schemă? Vede clipul ăsta, Culiță și-a ce dat schemă? Seama. Nu mai vreau să zic. E numai Culiță și-a dat seama că îl folosește pe Iancu. De unde știi? Ți-a spus Culiță ție? Nu vreau să-mi răspund la întrebarea asta. Păi atunci odată ce faci o afirmație... Am făcut afirmația și punct. E problem? Problem? Spune până la cap. E problem? Bine, afirmația atunci. Și punct. Hai să facem niște ultime declarații. Ovidiu Nevo, ce ai să-i transmiți lui Robi Mân? Domnul evreu din Israel, vă zic în felul următor. Domnule, o să vă fac viață grea în cușcare. Uite-te în ochii mei, te rog frumos. Doi, o să-ți fac viață grea acolo. Crede. Am vrea aștept. Numai vezi că așa mi-a făcut-o și în 1 noiembrie. Vedem, lasă că a trecut asta. Vedem acum la mici. Și de 1 noiembrie mi-a făcut viața grea. Ce să-i transmiți? Nimic, ne vedem în cușcă și o rezolvăm acolo. E mai pragmatic așa. Bun. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Mulțumim de invitație. Mulțumim și noi vă mulțumim, nu uitați, 9 decembrie, în afară că ne vedem la Fight Club Marți, joi pe 9 decembrie Q&A, pe 11 decembrie prima gală cu public de Fighter Rock. 10 conferința de presă. Ovidiu, e o intrare specială pentru această gală? Surprise. Mai vii în lesă? Cum ai venit data trecută? Pitbull-e, păi tu crezi că eu sunt pitbull? Păi data trecută ai intrat cu o lesă. Cu la, de fapt, la meciul cu Bobicioi sau cu Justițiarul, nu? Auzi, cum mi-o zic, mai vii în lesă? Nu, mai ai venit în lesă. De ce dai mine tot timpul? Păi așa ai venit lesă? Cu o lesă la zi, mai gheț și ți-ai dat drumul la lesă și vin. Ai alergat spre... În lesă vin. Ai o intrare specială? Nu e problem, nu e... Deci la cine a venit cu lesa? La ultimul meci. Eu aveam treabă și nu, și am lipsit să știi atunci și cum am întors, doar am fost anunțată că a câștigat o vizionă viu de aia între tines. E așa, ia. Ai intrat cu lesă sau nu? La ultimul meci cu Justițiarul. Și care-i treabă? Ți-a dat drumul la lesă? Păi am dreptate sau nu? Că... Adică nu spun, nu fac niște afirmații. Nu fac niște afirmații. Ce încearcă tot timpul să-mi dea foc. Am venit în lesă și cu zgardă și cu bunici. A, era o poveste acolo. Și a ieșit tot în lesă. Tot în lesă. Cu picatul rup. A ieșit cu picatul lesă. Dar s-a regenerat, e bun acum. Ai vreo intrare specială? Nu. Încă nu știu pe ce melodie intră. Am înțeles. Ok, nu uitați să lăsați un comentariu în rubrica de comentarii. Cu cine credeți voi că va câștiga această luptă dintre Robi Mun și Ovidiu Neveu? Eu abia aștept să văd. Puteți paria pe Las Vegas și un rov, vă creați cont sau vă autentificați și puteți paria să 10 meciuri și puteți paria pe favoriți. Am impresia că Robi e favorit, are cota mai mică și tu cota foarte mare. Și eu am fost favorit, avea cotă ca Barcelona, 1-20, mie ce trebuie. Și uite ce s-a întâmplat. Și la Bobicioiul la fel, aveam vreo 3 și el 1-40 și uite, inversam. Și l-a pus atunci pe tine, s-a îmbogățit. Exact. Am înțeles. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Mulțumesc frumos. Și vouă, vă mulțumim că ați mulțumim, fost alături Ovidiu, mulțumim. Și să încheiem emisiunea. Și mult succes. Încheiem emisiunea cu... Pupi, pupi, era să uit.